Deci reamintesc că astăzi a fost numit de către judecătorie centru cererea avocaților lui Renato Osatu și însăși cererea lui Renato Osatu cu privire la revocarea măsurii de primare arestul. Deci ședința a fost amânată pentru data de 21 decembrie 2017 pe motiv că procurorul Vitalie Busuioc nu s-a prezentat în ședința de judecată. Deci este regretabil, dat fiind faptul că în ședința precedentă, la fel, domnul Vitalie Busuioc nu s-a prezentat, invocând motiv de boală, iar astăzi, după cum a confirmat și instanța de judecată, deci dânsul a fost înștiințat legal, însă motivele neprezenței sale nu le-a invocat și nu a informat instanța de judecată. Deci este ceea ce susținem noi apărătorii, că în cazul în care se examinează cererile lui Renato Osatu și avocaților acestea, deci organul de urmărire penală, prin orice metode, încearcă de a tergiversa examinarea acestor plângeri sau cereri, invocând diferite motive. Deci, prin urmare, conducându-mă de cele expuse supra, apărătorii au solicitat ca instanța de judecată să comunice conducerea procuraturii PC Cox pentru comportamentul domnului Busuioc și a asigura un procuror pentru ședința viitoare, pe data 21. Reamintesc că în cauza penală dată, deci este urmărirea penală este efectuată de un grup de procurori, prin urmare nu este obligatoriu ca domnul Vitalie Busuioc să fie prezent atunci când se poate delega un alt procuror care face parte în același grup. Deci cu toate acestea avem ceea ce avem și sperăm că pentru data de 21 ședința de judecată va avea loc și noi ne vom putea expune asupra argumentelor aduse în cerere cu privire la revocarea măsurii de reprimare arestului.